În perioada următoare, Inspectoratul Teritorial de Muncă intenționează să verifice dacă angajatorii respectă prevederile legale pentru perioadele în care se vor înregistra temperaturi de peste 37 de grade Celsius sau depășirea ale pragului valoric al indicelui de confort termic în județul nostru. De menționat că angajatorii sunt obligați să ia următoarele măsuri minimale pentru menținerea stării de sănătate a salariaților care lucrează în aer liber. Reducerea intensității și ritmului activităților fizice, asigurarea ventilației la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite cu curenți de aer. Pentru menținerea stării de sănătate a angajaților sunt necesare următoarele: asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri de persoană pe schimb, asigurarea echipamentului individual de protecție și asigurarea de dușuri. Angajatorii care nu pot asigura aceste condiții vor lua măsurile dispuse în Ordonanța de Urgență numărul 99 din 2000, respectiv reducerea programului de lucru sau eșalonarea pe două perioade a zilei de lucru. Pentru nerealizarea acestor măsuri, inspectorii ITM vor aplica acolo unde este cazul sancțiuni agenților economici găsiți cu nereguli.